Salut! Suntem în data de 14 mai și am început să culeg primele căpșune din grădină. Timpul favorabil a făcut ca aceste minunate fructe să înceapă să se coacă. Din nefericire, eu nu am timpul necesar să le aloc atenția de care au nevoie. Nu le-am acordat nici fertilizări suplimentare, iar apă este decât cea de la Dumnezeu. Potențialul acestui soi este deosebit de mare referitor la producție, dar și la gust. Are un gust foarte bun, un gust de căpșuni specifice, autentice. Dacă aș aloca timpul și resursele necesare, acest soi foarte productiv m-ar bucura din plin cu roadele sale. Dar chiar și așa, cât reușește să producă, eu sunt mulțumit. Sunt fructe sănătoase, fructe frumoase, destul de mari, mai ales primele fructe care se coc sunt mari, iar producția este satisfăcătoare. După cum vedeți, printre căpșunii au crescut și buruienile. Este al doilea rând când le-am cules buruienile, dar căldura și apa suplimentară a făcut ca acestea să crească în continuare. Dar din ce am observat, să știți că buruienile au și un rol pozitiv, acela de a feri căpșunii de insolația puternică a soarelui. Existența altor plante a buruienilor, în mod specific, asigură o protecție împotriva insolației și a menținerii apei în sol, chiar dacă sunt concurenți pentru hrană la căpșuni. Dar, una peste alta, căpșunii mei se dezvoltă bine, așa cum vedeți. Sunt mulțumit de ei și haideți să vedem în continuare ce recoltă am strâns astăzi. Haideți să cântărim aceste minunate căpșune, să vedem ce greutate au cele mai mari dintre ele. Și vom începe cu campioana, zic eu, care are 62 de grame. Să mai alegem una mare și frumoasă. 43 de grame. Patruzeci și patru de grame. Patruzeci și șapte de grame. Treizeci și șapte. Treizeci și cinci. Patruzeci și patru. Treizeci și trei. Și pentru a nu deveni plictisitori, vreau să declar că este o recoltă deosebită. Sunt primii căpșuni pe care le culeg. Sunt deosebit de gustoase și fac parte din soiul El Santa. Un soi pe care l-am deja de 2 ani. Acesta este al doilea an de producție. Sunt foarte mulțumit de el. Am cules câteva căpșune să vi le arăt și vouă. Sper să vă placă. Procurați-vă și voi soiul. Plantați-l din anul curent, începând cu luna august până în octombrie. Și în anul următor veți avea garantat căpșune delicioase. Atât pentru astăzi, până data viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi!